Pe fondul dezinteresului manifestat de populație pentru imunizare, tot mai multe centre de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 își suspendă activitatea. Și în județul Mehedin situația este aceeași, în condițiile în care în ultimele 24 de ore doar 6 persoane s-au imunizat cu prima doză. Două centre de vaccinare din județul Mehedin și-au suspendat activitatea din cauza numărului mic de persoane care le trec zilnic pragul. Este vorba despre centrul de la Baia de Aramă, dar și de cel de la Cerneți. În același timp, centrele din Orșova și Strehaia funcționează cu program redus, doar 3 zile pe săptămână. Începând cu data de 14 februarie, două centre de vaccinare din județul Mehedin li s-au suspendat activitatea, centrul de vaccinare de la Baia de Aramă și de la Cerneți. De asemenea, centrul de vaccinare de la Orșova și de la Strehaia funcționează cu program redus, adică lunea, miercurea și vinerea între orele 14:20, iar centrul de la stadionul municipal, de la sala polivalentă și de la Vânjumare au rămas cu program normal de luni până duminică între ora 8:20. Interesul cetățenilor față de vaccinarea anticovid a scăzut considerabil. Dacă în urmă cu 2 luni era coadă la centrele de imunizare, în doar ultimele 24 de ore, 6 persoane au mers să se vaccineze cu prima doză la nivelul județului. În ultimele 24 de ore în județul Mehedin au fost administrate 78 de doze de vaccin împotriva COVID-19. Dintre acestea, 6 doze au fost prima administrare, 27 doze cea de-a doua administrare și 19 persoane au primit doza booster. În cabinetele de medicină de familie au fost administrate 24 de doze de vaccin produse de compania Johnson & Johnson și Pfizer-BioNTech. La începutul campaniei, până în prezent, au fost administrate 158.226 doze, din cele 168.900 doze primite de la Centrul de Distribuție și Stocare a Vaccinului Craiova. Coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a anunțat faptul că sute de centre de imunizare din întreaga țară nu mai au activitate din cauza scăderii interesului românilor pentru vaccinare. În aceste condiții, jumătate dintre ele vor fi închise sau transformate în centre de testare.